se vor fi concediați și vor rămâne 88. Nicu Șordan anunță și el că cel puțin două persoane din start, mai face un control, o evaluare și după aia mai, vede. Deci, practic, am venit la primărie și începem să dăm afară oameni. Doamnă, dacă aleșii noștri vor face o analiză de sistem, o analiză de stare a sistemului, un audit intern, în așa fel încât să vadă dacă sunt suprapuneri de sarcini, de funcțiuni între mai multe structuri pe care ei le vor avea în subordine, atunci eliminarea răspunderilor duble ar trebui să decurgă de la sine. Dacă este doar un demers politic pentru a-i da pe unii afară, care, atenție, sunt funcționari publici, pentru a-i da pe ai lor afară ca să-i aducem pe ai noștri, atunci, iertați-mă, e un demers, cum să vă spun, subțire. Deci, dacă nu, eliberarea oamenilor din funcție nu se va face în urma unei restructurări a instituției în sine, atunci vorbim glume. Domnule Falcă, pare așa un copy-paste la ce a făcut ministrul, prim-ministrul Ludovic.